găsit, procurorii îl vor cerceta penal pe bărbatul care i-a amenințat petrecători cu dispozitivul pentru șocuri electrice. El are 39 de ani, este din județul Sibiu și mergea zilnic în curtea Bisericii Sfinții Constantin și Elena din Onești, unde cerșea. A folosit dispozitivul pentru șocuri electrice ca să îi pedepsească pe cei care nu îi ofereau diferite sume de bani atunci când le cerea. El a fost prins de o patrulă a jandarmeriei și poliției și dus la audieri. Acum i s-a făcut dosar penal pentru deținerea și folosirea de obiecte periculoase.